Federico Barocci, Bartolomeo da Brescia sau Giovanni Battista Franco. Sunt doar câteva dintre numele artiștilor care au creat acum mai bine de 500 de ani și ale căror lucrări ajung acum în fața publicului timișorean. Iar dacă pentru privitorii obișnuiți numele acestor creatori nu spun prea multe, creațiile lor ilustrează foarte bine o perioadă importantă pentru istoria universală a gravurii. Și cum orice expoziție care se respectă are parte și de vedete, starul absolut al întâmplării plastice de la Muzeul de Artă este Ugo da Carpi. Numele lui a rămas în istorie legat de o tehnică specială, cea a gravurii în clar obscur pe mai multe planșe, tehnică pentru care creatorul italian a obținut patentul. Această tehnică a fost inventată în Germania și a fost practicată de Lucas Cranach cel bătrân, Hans Baldung Green. În Italia, cel care a reușit să se impună pe piață ca un star al starurilor a fost Ugo da Carpi. Expoziția de la Ugo da Carpi la Parmigianino este a doua colaborare dintre Muzeul de Artă din Timișoara și Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române din București. Aduc patrimoniu numit tezaur, adică lucrări cu o valoare inestimabilă pentru România. Și anul acesta, ca și anul trecut, când știți că a fost o expoziție Rembrandt. Următoarea expoziție găzduită de Muzeul de Artă din Timișoara se deschide 9 septembrie la ora 17. Este vorba despre colecția Cœur Mediciac, care conține lucrări semnate de artiști maghiari în activitate în secolele 20 și 21.